Salutare prieteni, astăzi vom discuta despre artă. Este un subiect de mare actualitate la Cluj pentru că știm cu toții Clujul și-a consolidat în ultimii ani statutul de pol artistic al acestei regiuni europene și pentru a Diseca pentru a dezvoate o serie de evenimente care vor avea loc în perioada următoare, i-am invitat pe doi reprezentanți ai Universității de Artă și Design. Este vorba de Daniel Popescu, cel care îl reprezintă Universitatea ca instituție, și de Adina Constantin, cea care îl reprezintă Asociația Studenților din această Universitate. Bună ziua și bine ați venit! Bună, Bună dimineața! A Există trei evenimente mari care vor fi găzduite sau organizate de universitatea pe care o reprezentați voi. Este vorba de Expo Maraton, un eveniment în plină desfășurare la această oră la care facem înregistrarea și la ora difuzării emisiunii. Este vorba de expoziția absolvenților care urmează și de o școală de vară în domeniul artei destinate, destinată liceenilor. Haideți să le luăm pe rând. Expo Maraton. Ce înseamnă și câți expozanți participă? Expo Maraton, în primul rând, este un proiect care rămâne deja antipărit în tradiția Casei Matei și a peisajului cultural din Cluj-Napoca. În fiecare... sau dăltuit în Casa Matei? Glumesc? Nu, nu, nu prea avem voie din cauza monumentului istoric, care este cea mai veche casă pe care Clujul o are. Uh, dar în luna mai, deja am creat această tradiție în fiecare zi de marți și de joi, de la ora 7. Publicul poate să vină la Casa Matei. Acolo este o galerie uh, subterană care găzduiește expoziții uh, care până la urmă evidențiază rezultatele unor studenți care vin cu un proiect artistic și sunt selectați într-un bazin mai mare pe baza proiectului. Și rând pe rând, câte doi uh, își expun acest uh, proiect. Iar publicul este invitat să vină să uh, vadă despre ce este vorba, Primesc și un uh, cartonaș cu un bilet de vot în care poate să exprime feedback-ul, nu trebuie să fie profesioniști în lumea artei și pur și simplu ceea ce expoziția evocă este foarte bine și publicul este îndemnat să relaționeze în acest fel cu arta contemporană și cu artiștii. Și este este și vorba de artiști. proiecte artistice care țin de pictură, grafică, sculptură sau de ce anume? De toate instalații? domeniile. Sunt studenți de la licență și de la master din cadrul Universității de Artă și Design și avem chiar toate departamentele aproape implicate. Pictură, sculptură, grafică, fotovideo, ceramică, design, sticlă, Uh, da, ce este da. acolo în lumea ceramicii, grafică am, și... Am, am văzut la expozițiile artiștilor din acest domeniu că țin neapărat să menționeze separat uh, ceramica de sticlă și, și de metal. Da, și... este destul de important da. fiindcă... Și am văzut unele lucrări foarte, foarte faine în anii trecuți și de aceea am vrut să subliniez un pic specificitatea, pentru că atunci când vorbim de sticlă, am văzut lucruri care sunt confecționate din această materie primă foarte, foarte interesantă, dar am văzut, cred că cu trei ani, și un vitraliu foarte frumos făcut după tehnica clasică cu acele rame din plumb în formă de H. Da, probabil că era <laughs> și o lucrare de diplomă în acel caz, fiind mai elaborate. Dar, până la urmă, studenții nu sunt neapărat constrânși de specializarea de la care provin sau ceea ce, nu știu, lumea crede la nivel clasic despre departamente, ei pot să vină cu un proiect expozițional care poate să fie și o instalație, ceva performativ. Până la urmă contează foarte mult conceptul și cum este structurat în cadrul galeriei ca să fie o experiență pentru public și să aibă un aspect cultural-artistic. Da, arta poate să fie declinată în foarte multe variante. Să nu uităm că Brâncuș, pe lângă faptul că a fost un sculptor genial, a fost și un fotograf foarte, foarte bun. Uh, să luăm un exemplu. Uh, Adina, vreau să te întreb uh, cam uh, cum și cam câți studenți au implicat în, în acest proiect, în Expo Maraton? sau care este procedura prin care ei sunt mobilizați să realizeze aceste lucrări care sunt expuse, iată, în galeria de la Casa Matei. Este dificil, este complicat? Uh, nu este foarte complicat, cel puțin asociația noastră se ocupă doar de partea de organizare. Uh, voluntarii noștri sunt cei care vor sta la intrare și vor împărți acele... Vor da cartonașe. nu clarașe. galbene, nu roșii, ci de vot. <laughs> de vot. Um, în ceea ce privește artiștii, în fiecare an sunt câți în jur în de 50-60 aplică și sunt ales 16. Exact, 16 care, umpl, care vor Arin. umple luna mai, uh, doi câte doi, atâtea zile de marți și de joi sunt și atunci... Uh, e o șansă foarte mare pentru că publicul clujean este destul de exigent. Da, și este vultoare, și nu? numeros de la evenimentul nostru. De obicei avem undeva între 350 și 500 de vizitatori pentru fiecare venisaj, ceea ce pentru o expoziție, mai ales fiind o expoziție de studenți, este destul de impunătoare, într-un fel, pentru peisajul local și, și feedback-ul. O foarte, foarte mare parte dintre vizitatori lasă acel feedback, acel buletin de vot, undeva la peste 85% și practic... Studenții, participanții în expo maraton chiar au o imagine destul de uh, bine reliefată despre cum uh, proiectul lor a avut impact în rândul vizatorilor. Bine, vin pe lângă public larg, uh, vin și studenții în colegilor de la universitate. Și cum să nu vină. <gântu -i> vin uh, și cadre didactice, vin galeriști, vin uh, parteneri care uh, până la urmă vor avea partea de premii uh, care vor fi acordate către studenți, fiindcă Expo maraton se bazează în felul următor. Are o componentă de premiu bazată pe feedback și pe public, uh, marile premii care sunt uh, vizite de documentare la bineînțeles de la Veneția sau de la Liverpool, în funcție de an, și studenții au această ocazie să meargă acolo și să vadă meca artei contemporane. Ce se respiră din punct de vedere artistic? Exact, care pe, pe este pe continent? trendul global și cel mai uh, actual. Um, sunt premiile galeriilor și ale partenerilor care implică în funcție de fiecare partener de la expoziții personale, la expoziții de grup, implicarea unui program mai complex sau în funcție de fiecare partener ceea ce gândește, ave avem institute culturale și galeriile relevante la nivel național Scuze, aici vreau uh, să-ți adresez o întrebare Știu că nu este vorba de un târg de artă, da. dar uh, bănesc că totuși uh, sunt și situații în care cei care vin și Vizitează expoziția, fac oferte de cumpărare pentru uh, expoziție? În acest caz, nu cred că ajung la noi acele oferte de cumpărare. În principiu, direct este văzut artistul și este luat un colimator de acolo. Noi nu mai prea putem <laughs> să coordonăm. Ce foarte vine până la urmă, că vorbim de o piață liberă. Dar știm sigur că este o. Foarte mare oportunitate pentru studenții care participă și trec prin acest proces, fiindcă deja de 9 ani de când se desfășoară proiectul, au trecut prin Expo Maraton peste 130 de. Participanți, și o bună parte dintre ei deja sunt uh, în mari galerii și au reușit să intre în piața de artă. Iată, expo maraton se încheie în 31 mai, apoi începe al doilea eveniment, expoziția absolvenților, deci în altă categorie. Da. Uh, unde va avea loc? Uh, știm că e vorba de perioada 22-30 iunie da. și cam câți uh, expozanți vor fi. La expoziția absolvenților se schimbă un pic registrul, acolo sunt prezentate lucrurile de diplomale studenților de la nivel licență și master. În total sunt undeva la 320 de absolvenți în fiecare an, și aceștia o să aibă oportunitatea de a expune în acest an, pe de-o parte, în Muzeul de Artă. În, în Palatul da? În Palatul Banfi. Iar Gala de Modă are el propriul show în care uh, evidențiază lucrurile de diplomă într-un format specific pe cheto cu invitați din lumea modei. Este un eveniment uh, foarte bine structurat și specific în acest sens. Foarte strălucitor. Da, Glaymore a uh, în uh, anii trecuți la Iar anul acesta de Gala de Modă împlinește și vârsta de 25 de ani. O, la o să mulți fie ani, tânără tânăr, de același timp cu o lungă istorie, și la muzeul de artă o să fie, în acest sens, evidențiată o expoziție retrospectivă cu generațiile care au trecut prin departamentul de modă dar totodată la Muzeul de Artă o să poate să fie văzute lucrările specifice fiecărui departament, pictură, sculptură, grafică, fotovideo, conservare, restaurare, ceramică, sticlă, metal, design, arte textile și fashion design prin această expoziție și după aceea separat la evenimentul dedicat. Și aici ne așteptăm de asemenea să vină la nivel național public, care să vadă de la viitor studenți, care practic iau pulsul în materie de lucrări sau unde vor ajunge ei dacă ajung studenți la universitatea noastră, la colegi, comunitatea locală, cu internațională, galeriști, mulți invitați pe care avem. Ne așteptăm la un trafic de zeci de mii de persoane. La acest eveniment, universitatea în sine ca instituție este vioarea întâi, dar la Arts Summer University... Asociația Studenților este violantă, este vorba de un eveniment care va avea loc în 1-15 iulie, nu? Și este destinat elevilor de liceu, doar clasa 11-a. Doar clasa 11-a, din păcate, zic eu. O, ideea este că ne adresăm atât liceenilor de la liceele de arte, dar și de la alte licee. Și spun asta pentru că eu mă aflu în cazul acesta, ne parte, nefiind de la un liceu de arte, o, din păcate nu am auzit de ASU pe vremea mea. <laughs> Dar am știut sigur că vreau să particip. Anul trecut am fost coordonator general al proiectului, iar anul acesta voi face parte din organizare în continuare pentru că este un proiect de suflet. Cum so, se va derula concret? În mod concret, înscrierile vor avea loc până pe 24, să ne gândim 24 mai. Mai, adică mai. până mâine, Să ne gândim cumva să mărim Da, aceasta. Dar asta difuzată sâmbătă, deci tocmai s au încheiat... Uh... Nu, asta, asta încerc să spun, că probabil vom mări perioada de înscrieri. Cert este că, Încă o din cei da, înscriși, ce vom alege un număr de 45 de participanți care, timp de două săptămâni, vor afla tot ceea ce înseamnă viața de student, vor simula, de fapt, viața de student la arte în Cluj și vor avea parte de ateliere, cursuri, activități extra. Petreceri? Petreceri, da, vor afla, de fapt, vor descoperi Clujul cu tot ce oferă el. Da, e o modalitate foarte interesantă de a promova universitatea și de a recruta viitor candidați pentru Asociația studenților Noi. Uh, studenții uh, care vor fi implicați în acest uh, proiect uh, sunt toți membrii asociației, uh, sunt și studenți de la alte, nu știu, poate universități, că universitatea are relații de parteneriat și cu alte universități de artă din uh, alte țări, de exemplu, din Polonia, știu că au fost acolo niște expoziții foarte interesante. Deci, practic, vin și studenți din alte parte din alte țări sau doar cei români? Nu, dar din cel puțin parte de organizare vor fi doar cei de la noi de la universitate și în mare parte sunt cei din asociație, pentru că la rândul lor au fost participanții ai acestei școli de vară. Deja știu cum merg treburile. Da. Și această universitate, această școală de vară va fi organizată unde anume? În Cluj-Napoca, în, în sediul universității sau... Ei vor fi cazați ca niște studenți reali în căminul Universității în albac. Vor avea cursurile la Casa Matei. Ca Despre albac, noi. nu în albac, în satul din Apuseni, da? Da, da, da. Vor avea cursurile la Casa Matei, așa cum avem și noi, și vor avea ateliere în funcție de unde au departamentele. Pentru că se pot înscrie la departamente cum se întâmplă și în mod real. Deci pot note. alege trei departamente. Nu primești notă, nu o să, ai, nu, nu note, nu o să o parte și de. sesiune. va parte și de sesiune. Oh! Și de admitere și de sesiune reală pentru că vor să, vrem să stimulăm, de fapt, să aibă o imagine reală a ceea ce înseamnă viața de student. Da, e o, e o, experiență foarte interesantă. Eu pot să spun că astfel de școli de vară pot să schimbe destinul unui tânăr elev, poate să, un astfel de eveniment poate să-i determine o opțiune în carieră și dacă într-adevăr va fi prelungită perioada de înscriere, îi îndemn să se înscrie. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit în această emisiune, prieteni, vă mulțumesc, ne vedem pe net.